Guacamole, o rețetă simplă, foarte sănătoasă, mai ales pentru cei care suferă de probleme cardiovasculare. Un studiu recent publicat în martie 2022 a arătat că un consum regulat de avocado, cam 2 bucăți pe săptămână, poate reduce semnificativ riscul bolilor cardiovasculare, cam cu 16%. Așa că astăzi vă voi arăta cum se prepară acest guacamole, chiar dacă nu este o rețetă de pe la noi. Dacă stăm să ne gândim de-a lungul istoriei, nu toate rețetele vin de pe undeva, de la turci, acum mai nou de la americani. E bine să învățăm cât mai multe și să luăm lucrurile bune. Hai să pregătim, să trecem la treabă. Prima dată mă ocup de avocado, îl voi tăia în jumătate. Avocado este un fruct foarte bogat în potasiu și magneziu și grăsimi sănătoase. Așa. Voi scoate cu lingura așa conținutul și vom lucra aici pe tocător. O să vedeți, foarte simplu, foarte rapid. E o soluție pentru un mic dejun keto. Da? Keto recomand pentru cei care vor să țină un post intermitent și să slăbească. Nu recomand un keto pe termen foarte lung. 3, 4, 5 săptămâni, o lună, 2, 3 poate fi în regulă și ajută foarte bine în programele de slăbire. Și un mic dejun alături de un guacamole cu omletă, cu ou sau pur și simplu, așa cum o să vedeți astăzi. Este foarte sățios și asta este cel mai important. Acest mic dejun poate fi luat la prima oră pentru cei care nu țin post intermitent, dar poate fi consumat la prima masă, de la prânz, pentru cei care vor să țină un post intermitent și să sară peste micul dejun. Lăsăm deocamdată guacamole deoparte și o să mă ocup de roșie. O să vă arăt acum cum folosesc eu roșia ca să dau deoparte și semințele și pielița. Într-un alt video de-al meu cu salata de roșii v-am arătat o metodă prin apă cu clocotit. Acum pur și simplu voi tăia în genul acesta. După cum vedeți, se ia doar pulpa fără restul de semințe, pe care oricum le voi elimina cu ajutorul unei linguri, în felul acesta. Semințele sunt foarte inflamatorii pentru intestin și pe unii oameni îi afectează mai tare, pe alții mai puțin, deci dacă simțiți că roșiile vă deranjează, încercați să scoateți semințele și să dați jos pielița. Și veți vedea dacă lucrurile se îmbunătățesc. În cazul meu așa s-a întâmplat. Așa, îmi fac puțin loc, roșia pe tocător, apoi cu cuțitul finuț dau deoparte pielița. Ia uitați ce frumos s-a îndepărtat. Voi tăia bastonașe, așa, cu bulețe foarte mici. Ia uitați, fără semințe, fără pieliță. Continuăm procedeul și cu restul. Vedeți că nu e chiar atât de dificil. Dăm așa frumos și înainte și înapoi. Așa, simplu și rapid. Într-adevăr, roșia trebuie să fie puțin mai mare. Dacă e prea mică, procedeul e mai anevoios. Dacă roșiile sunt mai mici, puteți folosi procedeul celălalt cu imersare în apă clocotită. Ceapa o tăiem fiecare cum știe. Eu o să o tai așa frumos. Dacă vă place puțin mai mare, mai mare. Mie îmi place să fie destul de bine, adică să simt ceapa. Nu ține apărat să fie foarte măruntă. Dar acum e în funcție de preferințe și de abilitățile voastre de masterchef. Cu tehnica pivotului o voi mai mărunți puțin, ca să fie perfectă pentru acest guacamole. Acum o să mă ocup de pătrunjel. Am aici o legătură foarte bună. Îmi place așa cu mult pătrunjel, cu multă vitamina C. Dau și o aromă foarte plăcută. Tocăm cât mai mărunt, fără degete dacă se poate. Și acum o să mă ocup și de lime. Îl voi tăia în jumătate. Ingredientele sunt pregătite, acum ne apucăm de asamblat. Punem avocado și o să-l mărunțim cu furculița. Cine vrea să economisească timp sau să aibă mai mult de spălat, poate să folosească un instrument de mărunțire. Pur și simplu l-apăs cu furculița și el se rupe în bucăți. Este un avocado foarte copt, untos. Așa. Acum vom stoarce puțin lime. Aciditatea din lime îi va extrage mai bine aromele. Lime-ul, lămâia, oțetul, acidul, vinul e bun de folosit cam în orice mâncare. Puneți lime după gust, mai mult sau mai puțin, în funcție de cât de acru vreți să iasă. Mie îmi place, v-am spus, foarte mult acidul, pentru că îmbunătățește foarte bine digestia și are și efect de scăderea glicemiei. Deci o mâncare mai acruță ajută persoanele cu diabet, ajută persoanele cu probleme glicemice. cu fluctuații glicemice, deci e bine să vă obișnuiți cu o mâncare puțin mai acruță dacă aveți astfel de probleme și veți vedea beneficiile. Ajută și la slăbit, la secreția sărurilor biliare și a enzimelor pancreatice. Iar aici mai are un rol pentru că împiedică oxidarea avocado și își păstrează culoarea așa frumoasă, verde. Vitamina C din lime este unul din cei mai puternici antioxidanți. Voi potrivi și de sare. Avocado conține destul de mult potasiu și, cum bine știți deja, potasiu este extraordinar pentru problemele cardiovasculare. Și nu neapărat sarea este o problemă, cât deficitul de potasiu. Și acum să punem și restul de ingrediente. Și roșiile au licopen, au potasiu, deci toată rețeta asta de aici, această minunăție de guacamole, este o rețetă pentru scăderea tensiunii arteriale, pentru prevenția bolilor cardiovasculare, pentru îmbunătățirea glicemiei și e un mic dejun foarte sănătos, adică putem renunța la cele sandvișuri și la cele mici dejunuri tradiționale cu cărnați, cu slană, cu... uneori sunt benefice, dar uitați o altă alternativă. Da, și acum vom pune totul frumos aici în castron ca să servim pe cei dragi, să-i surprindem. Eu am rămas surprins de gustul ăsta și de când am descoperit această rețetă în felul ăsta. Sunt îndrăgostit de guacamole, de avocado și iată că și noi românii putem găti ceva simplu, rapid, sănătos și foarte gustos. Iar la final, puțin ulei de măsline ca să potențez și mai bine aroma. Mie îmi place extraordinar de mult uleiul de măsline extra virgin și se spune că scopul mâncării e pentru a avea ocazia să aducem în alimentație mai mult ulei de măsline. Beneficiile sunt extraordinare, în anumite studii poate scădea riscul cardiovascular cu 30% alături de nuci și tot ce înseamnă oleaginoase, și aceste uleiuri și aceste grăsimi sănătoase ne ajută să avem o inimă și un creier mult mai sănătos. Deci eu potențez cam fiecare mâncare cu puțin ulei de măsline. Și acum momentul mult așteptat în care gust și eu această minunăție. Wow! Este gustul potrivit, perfect de sare, perfect de acid, din punctul meu de vedere. Voi trebuie să asezonați pe gustul vostru. Este o gustare, un mic dejun poate fi sau o cină foarte sănătoasă, foarte sățioasă. Iar ca și cină vă ajută, de exemplu dacă a doua zi vreți să țineți post intermitent, vă ajută să rezistați mai mult la foame. Deci nu vă va fi așa foame a doua zi pentru că nu are carbohidrați, decât într-o cantitate foarte, foarte mică. Aceasta a fost rețeta mea de guacamole. Eu sunt Cezar, un cardiolog nonconformist, pasionat de nutriție, sport și psihologie și mai nou de bucătărie. Vă aștept cu următoarea rețetă.